Domnul Ianuschi, câteva concluzii preliminare după acest joc. Bună ziua! Așa cum am anticipat că ne așteaptă un joc greu, așa a și fost, chiar dacă în acest moment Academica Clinceni este pe ultima poziție cu doar 2 puncte, au jucători de calitate, jucători care astăzi era clar că vor juca cu dezinvoltură, fără nicio presiune, pentru că situația în care sunt ei la momentul acesta nu le mai permite să aibă altfel de evoluții. Ca și rezultat suntem mulțumiți, dar ca și evoluție astăzi am rămas datori față de publicul spectator și față de suporterii noștri. Jocul n-a arătat așa cum ne-am fi dorit, am pregătit ceva, dar din păcate jocul ne-a arătat cu totul și cu totul altceva. Am încercat să schimbăm și la pauză, am intervenit cu o modificare de sistem, dar din păcate n-am reușit mare lucru. Am reușit în schimb să aducem cele 3 puncte cu execuție pe finalul jocului. Ne bucură cele 3 puncte, dar este clar că jocul trebuie îmbunătățit ca și calitate. A treia victorie consecutivă, poate FC Argeș să mențină această linie? Într-adevăr, FC Argeș a început campionatul sezonul acesta un pic mai greu. Așa cum am spus și după primele jocuri, datorită faptului că au venit mulți jucători noi, ușor, ușor lucrurile s-au reglat, am început din punct de vedere defensiv să funcționăm bine, adică n-am mai luat goluri, ușor, ușor, pe fondul acesta bun defensiv am reușit ușor, ușor să creștem și am reușit să câștigăm puncte. Poate, cu siguranță, faptul că am legat victoria, am adus puncte, băieții au încredere, este victoria lor, este victoria lor și a publicului spectator, a suporterilor piteșteni care au venit astăzi în număr mare la stadion să ne susțină. Le mulțumim și ne dorim să fie la meciul următor cât mai mulți la stadion. Și astăzi s-a simțit lipsa unui atacant veritabil acolo în fața porții. Da, avem într-adevăr nevoie de acest atacant în fața porții. Din păcate, la acest moment, Said este accidentat și Jafar, din punct de vedere fizic, nu este la parametrii pe care noi ni-i dorim. De asta, acesta a fost motivul pentru care l-am băgat și mai târziu, după minutul 60. Va crește din punct de vedere fizic și suntem convinși că va arăta bine. Said va lipsi probabil o perioadă mai lungă, care o accidentare se pare ceva mai gravă, dar avem răbdare, sunt jucători în lot care ați văzut și astăzi am făcut modificări și în primul 11, chiar dacă etapa trecută echipa a câștigat. Dăm șansă tuturor jucătorilor, avem încredere în toți jucătorii pe care îi avem în lot și le demonstrăm chestia asta prin faptul că ei intră în primul 11, indiferent de rezultatul care l-are echipa. Încă o dată, repet, jocul a lăsat de dorit, rezultatul este foarte bun, felicitări echipei, mulțumim suporterilor pentru sprijin. Zi bună!